Colegul meu de la Vaslui, tot Vasluiu, violuri și discursuri bune în Parlament oferă Vasluiu. Am auzit un discurs care îmbina la un mod grețos fariseismul cu amenințarea din partea unui reprezentant prin alipire a cătușelor. Eu unul nu o să mă las speriat de amenințările distilate ale doamnei Curcan, îmi scapă, mă scuzați, sunt bătrân. Oricum, da, uite că se bucură și Salva Marii. Vă rog, chestiunea este în felul următor. Ne aflăm în fața. Domnul deputat, încheiați. Mai tare. Domnul deputat, încheiați. Oricum, noi facem datoria să rezistăm. Dă cu labele, vezi că Mulțumesc. Faci fractură. Mulțumesc. Vezi, domnișoare, că faci fractură și după aia nu mai poți să votezi. Domnule președinte, stimați colegi, orice s-ar spune despre mine Corneliu Bichineț, nu voi replica. Dar când cineva pomenește de rău numele județului Vaslui, care m-a trimis cu greu aici, eu reacționez. Județul Vaslui nu-i format din violatori, nu-i format din băutori și din oameni leneși. Peste tot sunt oameni buni și răi, important e să distingi binele de rău. Domnul deputat, care mi este simpatic câteodată, așa, ar trebui să nu mai vorbească despre județul Vaslui, să cantoneze la Galați. Ați trecut de multe ori, stimate domnule scriitor, prin județul Vaslui și nu v-a stricat nimeni rozeta. Vă mulțumesc!